cancerul apare la unii pacienți din cauza că anumite celule din țesutul epitelial care se află în bronhii, da? Încep să crească un pic anormal. Deci el încep să se dezvolte nu în plan funcțional cum ar fi. Da? De-aia încep să se mulțească aceste celule atipice sau oncologice, 2, 3, 4 mii și formează formațiune de volum sau un proces mai difuz. Putem să spunem că există două tipuri de cancere pulmonare, cele mai importante așa. Este destul de complicat să analizăm cauzele, dar factorii de risc în apariția cancerului pulmonar, în primul și în primul rând, este fumatul, da? Urmează deja și condițiile nocive și sigur că există și o etiologie ereditară. În principiu, la noi în secție se operează foarte mulți pacienți cu cancer pulmonar, se mai operează pacienți cu cancer esofagian, se operează pacienți cu formațiuni de volum în mediastin, se operează pacienți care au formațiuni de volum sau cancere răspândite în pleură, cum ar fi, de exemplu, mezoteliomul. Rata pacienților tratați cu cancer în secție la noi este destul de mare. Anual avem până la 200 de pacienți tratați cu cancer în secție. Acuzele cele mai importante sau primordiale apar la pacienți pe neprins de veste, așa să zic eu. Deci pacienții au o tusă, deseori această tusă este însoțită de hemoptizie sau de eliminări de striuri de sânge în sputa expectorată. Pacienții încep să piardă poftă de mâncare, persistă o inapetență, există o pierdere în greutate. Deseori pacientul, fără să-și dea seama, consideră că are o bronșită simplă, nu se adresează la medic și acest proces patologic evoluează. Deci este important pentru toată lumea să cunoască că cu cât mai devreme se stabilește diagnosticul de cancer sau de cancer bronhopulmonar, adică cu cât stadiul este mai precoce, stadiul 1-2, atunci rata de vindecare și este mult mai lungă, așa să zic eu. Deci pacienții care se operează în stadiul 1-2 au o longevitate postoperatorie 5, 7, 10 ani. Dar statisticile nu mint de obicei și trebuie să recunoaștem că în stadiul 1-2 practic 50% din pacienți trăiesc încă 5 ani minimum. Ar fi foarte bine dacă toată populația matură periodic se va investiga. Da? Important este să facem anual măcar un rentgen, o radiografie simplă. La moment nu putem să zicem că pacienții fac acest rentgen sau radiografie profilactică, de-aia foarte mulți pacienți vin în stadii avansate. Și atunci suntem nevoiți să facem niște operații mai radicale. Ideal va fi pentru toată populația dacă își vor da seama că regulat trebuie să facă un control medical.